Situația alarmantă într-o comună din județul Iași, trei tineri au ajuns la spital după ce au mâncat ciuperci cumpărate din piață. Nu s-au gândit însă nicio secundă că acestea le-ar putea pune viața în pericol, mai ales că vânzătorul i-a asigurat că sunt colese dintr-un loc sigur și că niciodată nu au avut reclamații de la clienți. S-a dovedit însă de fapt contrariul, ciupercile erau otrăvitoare. După ce le-au consumat, tinerii au început să aibă stări de amețeală și greață. Pentru că starea nu li se ameliora, au cerut imediat ajutor la 112 și în scurt timp au ajuns pe patul de spital. Specialiștii avertizează că numărul speciilor de ciuperci crește de la un an la altul, iar multe dintre ele suferă mutații devenind un real pericol pentru sănătatea oamenilor.